Bună, eu sunt Matei Darban și astăzi vom merge la Dino Park Râșnov. M-am luat biletele ca să urcăm în trenuleț și vom merge la dinozauri. Acum am ajuns la prima parte de la Dino Park. Nu putem să-i spunem Dino Park că nu am intrat în Dino Park. Abia după ce trecem prin această clădire, vom ajunge în Dino Park. Aici. Îmi dai biletul? Da? Acum am intrat în locul de unde îți poți cumpăra dacă vrei chisimiții. Într-un fel de mini-magazin. Acesta este un craniu de brachiozaur, cred, dacă țin bine minte. Acum ceva vreme am citit o carte, o enciclopedie despre dinozauri. Acum o să intrăm propriu zis în parc și hai să vedem ce e acolo. Aici este un spațiu de joacă. Înainte de locul unde sunt dinozaurii. Acum ne vom duce în spațiul unde sunt dinozaurii. Uai, dar câte chestii noi sunt aici. Data trecută când am fost eu la Dino Park acum câțiva ani, aici în spațiul de joacă nu erau toate astea, erau două, trei chestii și atât. Acestea sunt doi dinozauri de apă, cel mare cred că e mozazaur și cel mic ichthyozaur. Să vedem dacă am ghicit. Se pare că cel care am zis că e ichthyozaur se numea de fapt Ophthalmosaurus și celălalt Lipeoleurodon. Aici este un șarpe gigantic care acum a dispărut. Se numește Titanoboa. Am auzit în ceva videoclipuri de pe YouTube că se hrănea cu crocodili. Aici, la Dino Park Râșnov, sunt dinozauri în mărime naturală. Dacă capul unui dinozaur era atât de mare, imaginați-vă cât de ușor ar putea să mănânce un om. Acesta este Ornithosuchus. Din câte țin minte că am citit în carte, nu este chiar, a fost unul dintre primii dinozauri care au existat. Și că nu e chiar atât de mult dinozaur, mai degrabă un fel de pește. Acesta este un Pareiasaurus, nu am auzit de el niciodată. Nu cred că era aici data trecută când am fost la Dino Park. Sau poate era, dar nu l-am văzut. Acum vom intra în țara Hațegului și hai să vedem ce e înăuntru. Oase. Desene. No.
Aici sunt niște desene cu dinozaurii și scheletul lor interior. Și hai să intrăm mai înăuntru și să vedem ce se află. Aici este un fel de televizor, dacă îi pot spune așa, în care arată structura dinozaurilor. E destul de greu să precizezi unde ar fi organele unui dinozaur, pentru că există dinozauri de la care nu s-a găsit scheletul întreg. Acum vom ieși și să vedem ce mai găsim. Acum vom merge spre un alt dinozaur. Acesta este un Maiasaura dacus. Este o ierbivoră. Am impresia că sunt doi pui pentru că am mai citit cărți și în imagine păreau mai mari sau poate că nu erau bine făcute imaginile. Acum vom merge să vedem ce mai găsim. Aici este un Deinotherium. L-am mai văzut prin cărți, doar că nu i-am mai citit numele niciodată. Este un strămoș al elefantului modern. E gigantic. Aici este din nou un... Aici este din nou un animal preistoric care are rude moderne. Urs... Se vede clar că e un strămoș al ursului. Se numește ursul Spelaus. Mie mi se pare că este mai mic decât ursul modern. Ori urși moderni sunt mai mici decât îmi amintesc eu. Acum vom merge la un alt dinozaur. Acesta se numește Telemachosaurus Transylvanicus. Mi se pare un nume foarte complicat. Și seamănă foarte mult cu Iguanodon. Un alt dinozaur erbivor care are cam aceeași structură a corpului. Singura diferență e că iguanodonii au gheara de la degetul mare mai ascuțită, iar acesta nu o are. Acesta este unul zburător. Asgopteryx Tambema. Din câte mai țin minte, acest dinozaur este unul din cei mai mari dinozauri zburători. Și cel mai important, tot în cartea aceea am citit că dinozaurii zburători nu sunt dinozauri, ci sunt de fapt pterodactili. Și nu sunt dinozauri. Eu până la 9 ani le ziceam tot dinozauri. Chiar așa, care este dinozaurul tău preferat? Scrie în comentarii care este dinozaurul tău preferat sau pe care îl cunoști tu cel mai bine. Eu știu că majoritatea lumii îl cunoaște pe Tyrannosaurus Rex, unul dintre cei mai feroce prădători ai vremii lui. A trăit acum 66 de milioane de ani în urmă. Hai să mai mergem și să vedem dacă îl găsim, nu doar scheletul. Aici se vede asteroidul care acum 66 de milioane de ani a lovit planeta și a dus la dispariția dinozaurilor.
Aici este Tyrannosaurus Rex, pe care l-am văzut și schelet mai înainte. Din câte țin minte, la fiecare câteva minute își mișcă capul. La mână, că ar fi trebuit să se miște, dar nu mai iese cuiul ăla din ea. Vezi? Acum vom merge spre vulcan. O altă teorie de ce au murit dinozaurii. Parcă chiar rupe. Pe parcurs sunt mai mulți dinozauri, doar că am vrut să vorbim despre cei mai mari și mai interesanți. Acesta este un Allosaurus. Tot așa un prădător foarte mare. Din câte știu, vânau un grup de câte 3 sau 2. Și hai să vedem ce dinozauri mai găsim. Acesta este un Diplodocus, unul dintre cei mai mari dinozauri terestri. Are gâtul lung ca să poată mânca frunze, deoarece este ierbivor. După cum se poate vedea, ajunge foarte ușor la copaci. Acesta este un Ceratosaurus. Din câte știu, și acesta vâna în haită, în grupuri de 2 sau 3. Unul singur nu cred că poate să doboare o turmă sau un dinozaur ierbivor mai mare, ca și cel de adineauri. Dar 3 cred că îl pot doboră foarte ușor. Am ajuns din nou la un dinozaur foarte mare, tot așa cu gâtul lung. De regulă, cei mari sunt erbivori, pentru că ei alte sisteme de atac nu au. Atacă prin mărimea lor și ridicându-se pe picioarele din spate, atacând cu cele din față. Și mai au mărimea și ca să ajungă și la frunzele din copaci. Și hai să mai vedem ce mai găsim. Acum am ajuns lângă coada unui sesimosaur. Aici sunt dinozauri în mărime naturală, așa că imaginați-vă, la vremea lui, cred că prădătorilor le era foarte greu să-l doboare. E gigantic. Cred că cel mai mare care e aici, la Dinopark Râșnov. Și să vedem dacă mai găsim dinozauri la fel de interesanți. E gigantic. Aici este o mașină cu model din Jurassic Park. Cel puțin era. Aceasta este mai nouă. A fost una înaintea ei care arăta mai tare model din Jurassic Park. Aceasta nu prea te mai duce chiar atât de mult la Jurassic Park. Aici mai sunt și alți dinozauri. Eu vă recomand să veniți dacă aveți ocazia. Aici din nou mai sunt 2 dinozauri care se mișcă. Nu mai țin minte cum se numesc. Aceștia doi nu sunt siguri dacă sunt în mărime naturală sau sunt doar așa ca să se miște.
Haide să vedem ce mai găsim. Acesta este un galimimus. Poate să alerge cu 80 de kilometri la oră. Din câte știu, este cel mai rapid dinozaur sau printre cei mai rapizi. Acum, spre final, am găsit o peșteră și haideți să vedem ce e în ea. Aici este o lumină. E de plastic. Cred că ar trebui să fie un fel de mină în care se găsesc oasele. Aici am găsit ceva insecte prinse. Cred că sunt prinse în plastic. Ori sticlă. Asta mai zic de acum. Mă întreb dacă insectele sunt reale sau făcute din plastic. Arată destul de real, dar nu știu dacă există asemenea insecte. Haideți să mai vedem ce găsim prin peșteră. Aici este un schelet de dinozaur prins în piatră. Și hai să vedem dacă mai găsim. Aici din nou un schelet. Și aici se poate vedea un nou în care a fost un dinozaur. Aici este un alt schelet un dinozaur. Oare ce se poate intra? Ce? Aici am găsit din nou niște insecte prinse în ceva. Și acum ne apropiem spre ieșire. Aceasta a fost peștera. Aici mai sunt ceva desene cu niște oameni înarmați și dinozauri. Acesta a fost videoclipul. Nu uitați să scrieți în comentarii care este dinozaurul vostru preferat, să dați like, să vă abonați și să mai vizionați și alte videoclipuri pe care le-am făcut. Salutare!